Pentru fisc, Black Friday s-a transformat în joia reducerilor. În fiecare astfel de zi din săptămână, instituția organizează licitații de vânzare a unor bunuri sechestrate în contul datoriilor contribuabililor. În vederea recuperării debitelor înregistrate de către contribuabili, atât persoane fizice cât și persoane juridice, din județul Iași, în continuare, organele fiscale aplică măsuri de exceptare silită. Până în prezent au fost instituite numai puțin de 185 de sechestre pe bunurile mobile și imobile a celor care înregistrează datorii la bugetul de stat. Valorificarea acestor bunuri se face conform legii prin licitație publică. Astăzi a fost din nou o ședință de licitație publică, când au fost anunțate pentru valorificare o serie de bunuri reprezentând îndeosebi mijloace de transport, respectiv autoturisme, aparținând unor contribuabili persoane juridice care înregistrează obligații fiscale față de bugetul consolidat al statului. Nimeni nu s-a prezentat la licitație, în mare parte deoarece este prima ședință organizată pentru aceste bunuri. Inspectorii fiscale au declarat că se așteaptă a doua sau a treia licitație atunci când prețul de pornire va scădea cu un sfert, respectiv jumătate din valoarea mașinilor. Dacă ziua de astăzi a consemnat absenteismul celor interesați, la ultima licitație fiscul a vândut 3 autoturisme. În ședințele ținute anterior, am reușit valorificarea a 3 mijloace de transport, a 3 autoturisme, încasând la bugetul statului o sumă de aproximativ 17.000 lei. Pentru luna decembrie, fiscul a anunțat organizarea de licitații pentru vânzarea mai multor terenuri și construcții sechestrate în contul datoriilor. Detalii se pot obține de pe site-ul instituției.